Delia și Liviu de la Mireasa sunt de nedespărțit de când au părăsit competiția. S-a spus în trecut că ar avea probleme în căsnicie, dar cei doi spun că le este bine împreună. Câștigătorii sezonului nou au nunta programată pentru anul viitor și spun că vor să devină și părinți. Delia și Liviu de la Mireasa s-au mutat în Marea Britanie la scurt timp după ce s-a terminat emisiune. Cei doi au făcut de curând un live pe TikTok. Atunci când au fost întrebați cum se înțeleg în prezent, suntem foarte bine, foarte frumos, cum arată viața lor după emisiune. Doar că nu mai e atât de mult timp. Nu ne certăm, că ne contrazicem, da, se întâmplă. O să facem și copii, dar după nuntă. Noi așa ne-am hotărât, dar dacă Doamne o să vrea să mai repete, asta e. Delia și Liviu au mai spus că nu au avut nimic de împărțit cu nimeni când erau în casa Mireasa și că nici în prezent nu au o problemă cu cineva. Câștigătorii sezonului nou au fost întrebați dacă mai păstrează legătura cu foștii concurenți, atunci când Delia și Liviu au mărturisit că au rămas în relații bune cu Laura, dar și cu Antonia și doamna Mariana. Cei doi au mai spus că au păstrat legătura și cu unii dintre băieți, printre care cu Cristian Marinescu, Valentin și Albert. Păstrăm legătura cu persoanele cu care am și avut o relație bună în casă. Să știți că eu personal am vorbit cu Laura până să intre în emisiune și în timpul emisiunii o susțin. Vorbesc și cu Antonia, cu doamna Mariana, cu Albert am vorbit, cu doamna Daniela, puțin cu Cristian, cu Valentin, cu Ionela.